Săptămâna viitoare, toți liderii județeni ai formațiunii politice Alternativa Dreaptă vor fi prezenți la Buzău. Politicienii vor participa la conferința națională a partidului, eveniment găzduit în premieră de municipiul Buzău. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de către Nicolae Roman, deputat Alternativa Dreaptă. Se vor aduna pentru o conferință națională în vederea organizării unor evenimente deosebite în viața partidului. Mă refer aici la organizarea unei activități internaționale la nivel european cu conservatorii europeni și pregătirea congresului partidului, având în vedere că va trebui să găsim variante pentru ca valorile conservatoare, liberale, care guvernează acest partid, să fie puse în fața dumneavoastră ca ofertă electorală, dar în primul rând ca program de țară. În cadrul aceleiași conferințe de presă, deputatul Nicolae Roman a comentat și prestația europarlamentarilor români în cadrul dezbaterilor aprinse de marți din Parlamentul European în legătură cu intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Dragii mei, România trebuia să fie de mult în spațiul Schengen, fiindcă orice declarație care se face, acum vedeți că așa zici europeni ne taxează și fără jenă ne spun ceea ce gândesc despre noi. Pe mine mă doare altceva. Ca șeful unuia dintre cei care s-au manifestat de la înalta tribuna Parlamentului Europei să-i spună că l-am luat puțin valul, mi se pare cam prea mult. Bine era ca șeful lui să-i cheme pe toți și să le dea sarcini. Vedeți, noastră, România n-are obiectiv de țară. Noi nu știm unde ne ducem. Și când n-ai obiectiv de țară, nu poți să faci educație. Când n-ai obiectiv de țară, scoți oameni în stradă și toți se întreabă, bă, pentru ce ne-au scos ăștia în stradă? Și la televizor ni se vinde cum este atacată Biserica Ortodoxă Română, cum este atacată orice valoare în țara asta care pune întrebări și care zice lucruri. Zilele trecute, la Academia Română, într-un cadru festiv, a fost lansată lucrarea Istoria Bibliotecii Academiei Române 1867-1885, prilej cu care a fost evocată activitatea episcopului Dionisie Romano, cărturar și traducător de excepție, membru al Academiei Române. Deoarece Buzăul a avut și are în continuare membri cu merite deosebite în cel mai înalt for științific al țării, parlamentarul a anunțat că va iniția demersuri ca Academia Română să deschidă o filială și în județul Buzău. O să cer o audiență la înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ciprian. Domnia sa a fost prezent și a reprezentat pe înaintașul său la această prestigioasă manifestație, cât și pe inimosul primar al Buzăului, pe care unii îl atacă, alții îl stimează, este normal. Să găsim o soluție pentru ca Buzău, într-adevăr, să aibă o filială a Academiei Române și care să poarte numele înaltului episcop Dionisie Romano, cel care este recunoscut ca un mare cărturar, dar și ca un mare patriot. Nicolae Roman, deputatul de Buzău al partidului Alternativa Dreaptă, a salutat apariția zilele trecute a unei lucrări importante. Este vorba despre Carta Albă a IMM-urilor din România 2022, pe care a caracterizat-o drept un instrument științific de o valoare deosebită. Această lucrare deosebită pe care sunt onorat să vă prezint dumneavoastră, la al 20-lea număr, deci de 20 de ani, acești oameni scot acest instrument științific care este de o deosebită valoare atât pentru investitorii români,
pentru consumatorii români, deci pentru cetățenii români în general, cât și pentru documentarea și intrarea pe piață a celor care doresc și care vreau să investească în România. Deputatul Nicolae Roman a mai relatat că recent a participat la sărbătoarea Dovleacului, un eveniment despre care spune că reușește să pună cu succes pe harta țării localitatea Poșta Câlnău.